Frați și surori, m-am bucurat de cuvântul care Domnul a dat fratelui Nelumrie. Un cuvânt de credință, de încredere în Dumnezeu și ce poate face încrederea în Dumnezeu și credincioșia lui. Eu voi vorbi un alt gând care Domnul mi l-a pus pe inimă. Nu de multă vreme au apărut și la noi, și la voi, și peste tot, nu mai cântă biserica prea mulți în grupuri de închinare. 4-5 și restul. Dumneavoastră văd că aveți și screen care se poate pune aici și mai biserica mai poate cânta de pe screen. Dar am găsit în Biblie, s-a căutat un cântăreț. Și cântărețul acesta trebuia să îndeplinească o listă întreagă. În seara aceasta se va promova un bărbat, după câte am înțeles, un frate dintre voi, după hotărârea care voi ați făcut-o, să fie păstor. Păstorul are și el alte calități, e o listă întreagă. Cineva mi-a dat o listă de 81 de puncte. Eu nu ți-o dau ție, că sperzi cravata dacă ți-o dau. Dar în Biblie este scris pe puncte. Și un cântăreț, am să citesc din Scriptură, un împărat căuta un cântăreț. Și noi căutăm cântăreț. Fratele, am văzut că și el și cântă. Și în seara aceasta va fi promovat și ca păstor. Și acum, hai să vedem calitățile unui cântăreț. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsim în cartea 1 Samuel, capitolul 16, versetul 17. Găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul care conduce cântările. Hai să vedem ce răspuns a primit. Unul din slujitorii lui, al lui Saul, a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul, unul care știe să cânte. Am uitat la David, nu l-am auzit de mult cântând. L-am văzut zilele trecute, am mai cântat o cântare la câțiva zeci de kilometri de aici. Dar îl știu de când era la Bucovina. Frații lui, surori, tata lui, cântau la cor unii din ei, mama. Și mă bucur că nu s-a pierdut în DNA-ul, a rămas cântare. Pe vremea aceea, Dumnezeu lucra altfel. Acum ați auzit ce s-a făcut cu marca și a fugit cu marca. Dar cântarea a rămas. Au zis să cânte bine. Cântarea care, sau cântărețul care trebuia căutat pentru împărat, nu era un cântăreț care cântă și în bar, care cântă și la disco, care cântă pe internet la novele, cum spuneți? Așa? Manele. Da. Nu-i cântăresc din ăsta. Auzi, avea o menire specială. Împăratul căuta un cântăreț. Ca atunci când va cânta el, duhul rău din el să plece. Ei, biserica este în căutare de slujitori. Atunci când se vor ridica în numele Domnului, Satan să plece. Biserica are nevoie de ajutor în veacul în care noi trăim. O pustire, un nor de duhuri au năvălit în lume. Nu mai este forma simplă, dar vedeți, cu atâta lux e învelit
bomboana, candele. Ce se pare că e ok? E în numele Domnului. Am pus un pește pe mașină, sunt creștin. Și când îmi tai unul calea, scot mâna pe geam și îi arez degetul, da? Și... dar pe spate am peștele. Am aici o flacără de foc, simbolul Duhului Sfânt. Și un cerc. Și le întreb, vorbești în limbi? Nu, asta a fost cândva. Dar de ce a pus semnul ăsta aici? Vedeți ce împachetare s-a făcut? Suntem în căutarea unor oameni care să ducă războaiele lui Dumnezeu. Era un împărat bolnav pe vremea aceea în Israel. Și ce boală! O căzut în hai să-l numim depresie. Așa de nervos era și în supărarea lui o lua razna. Dar auzi, când cânta David, Duhul ieșea. Se caută un cântăreț care să cânte bine. 2. El este un om tare și viteaz. Un cântăreț vorbesc. El este un om tare și viteaz. Îți vine și rândul tău îndată. Dar ești și cântăreț și în seara asta vei fi și păstor, am înțeles. Dar asta-s calitățile unui cântăreț când mergi la orgă și când conduci cântările. Este un om tare și viteaz. Asta nu o să mergi la gym și să le spui la frați să vină la stăruință. Nu ești tare, ești cel mai nenorocit atunci. Ești în cârș, dacă vrei. Cu oacurul mergi. Când spune Biblia, ești tare, ești tare și viteaz, aici e vorba, în numele lui Dumnezeu, de unde știa omul acesta slujbașul împăratului? S-a auzit din vorbă în vorbă că în casa lui Ișai este un tinerel care face isprăvi mari acolo. Erau frații lui mai înalți cu un cap. Erau oameni drepți. Puteai să-l botezi ca general. Dar nu cânta ca ăsta. El n-a învățat nici la opere, nici la filarmonică. N-a învățat, dar el a învățat la oi. Știți, cântările izvorite de la oi sunt mai doioase. Ați auzit cântarea asta care a cântat-o frații aici. E diferită de aia. Sfânt este Domnul, Sfânt este Domnul de 4-5 ori. Bate bateriile tare, bine că le-am ascuns într-un colț, că altfel ne asurzesc. 4 vorbe, un sfert de ceas. Dar când o cânta cântarea aceasta, ai avut, băi, te-a atins ceva. A avut un mesaj. Mă duc în mașină și plâng. Sunt la serviciu și am probleme. Mă uit la un copil al meu bolnav și aud cântarea. Și Dumnezeu lucrează la inimă. Auzi, caut un om, el este un om tare și voinic. Așa, voinic. Un războinic. Asta înseamnă că știe legea războiului. Noi suntem în continuu în alarmă, să știți. Vedeți ce ușor, numai deodată se întâmplă un buriaj la mașină și îți intră o altă voce. La voi am văzut aici, poliția când vrea, cu radio închis, îți pornește și îți spune, vezi că e accident cu tare, așa am înțeles, nu știu. La noi este pe vreme rea, te anunță. Spunește radio și spune. Dar aici spune, e un războinic. Trebuie să faci armată ca să fii războinic. Pe vremea mea nu te puteai căsători dacă n-ai făcut armată. Te întreba dacă mergeai la o fată, te întreba tata, au făcut armată asta? Nu, atunci lasă-l. Dar știți de ce? Era vorba bună. Știți de ce?
Nu că te-o învăța să mergi drept în armată, să nu mergi ghebos pe stradă. Nu asta. În armată am învățat ascultare și disciplină. Acolo nu era, dacă spun unul de la București, da, culcat, mă culc. Dacă spun unul, un țigan, îi sergent și îmi spune culcat, eu trebuie să execut. Și asta mă învață când mă căsătoresc, dacă soția îmi spune, spală vasele. Păi da, eu sunt bărbat, tu îmi spui mie să spăl vasele? Ei, nu, mă duc și spăl vasele. Și când și o cântare, că-s cântăresc bun. Ei, vedeți cum lucrează Dumnezeu? Ce se căuta atunci? Ce căutăm noi acum? Un războinic. Și aici e următoarea vorbă, e un cuvânt frumos. Vorbește bine. Vorbește bine. Cântă frumos, războinic, e viteaz, cântă bine. Dom'le, dar vorba... Deci și vorba te dă de gol că tu ai fost cu samariteanul, cu ăla din Iudeia. Dar cum în 3 ani? Eu sunt moldovean de la Bucovina. La 14 ani am plecat la Banat și am și bănățeana și bucovineana în limbaj. Am cuvinte și de acolo și de acolo. Și unii mă întreabă în America, ești de la Banat, la Timișoara? Nu, sunt născut la Bucovina. Zice, dar vorba ta e diferită. Pentru că am luat cuvinte și de acolo. Ei, vedeți, vorbește bine. Știi ce spune Scriptura aici, cum să fie vocabularul unui cântăreț? Nu în jargoane. Nu în cuvinte slabe. Nu vorbi de nimic. Avem noi vorbele noastre. Cei mai mulți tineri acum, nu mai țin minte cum se spune la voi între tineri, e beton. Acum ne-o să minte. E beton. Bă, cum e mașina? E beton. Cum e fata? E beton. Mă întreb, ce vorbă e asta? E o vorbă de om creștin? Nu. No. Ferească Dumnezeu să fie beton mașina. Că nu mai deschis. Dar vedeți cum am comparat un lucru. Biblia spune, vorbește bine. Și apoi este frumos la chip. În vechime nu se punea în lucrare un om ciung. Ca mare preot erai verificat ca și Melul Pascal, să fii fără cusur. N-aveai voie să fii chel, să fii șchiop, să fii ciung. Trebuia să fii verificat din cap până în picioare. Era greu de trecut examenul. Dar să știți, nu s-a schimbat legea. Nu s-a schimbat legea. Trebuie să fie frumos la chip. Asta nu înseamnă să am perciunul cizma lui Napoleon. Nu. Asta nu înseamnă să fiu culoarea verde aici și aici așa. Și să am glu aici să-mi fie creastă. Nu. Biblia vorbește aici, eu vorbesc în termene uzuali, care noi îi întâlnim pe stradă. Îi vedem în adunare. Cei mai mulți acum, ca să apară frumos, nu vorbesc cu Biblia, vorbesc cu oglinda. Știți că oglinda vorbește? Zic, mă, parcă mi s-ar sta mai bine așa. 2 linii sub barbă, una aici, niște chestii. Dar ce ți-a spus? Oglinda. Auziți ce spune Sfânta Scriptură aici. Este frumos la chip. Ei, am enumerat câteva lucruri, puține, lista este mult mai mare, dar finalul pachetului, acum se pune ștampila, emblema, și Domnul, citiți voi, este cu el. Ai, ai, Doamne, dacă nu era vorba asta,
Mai putem să facem teologie, când într-un fel, când în altul, cum să fii frumos, dar cum să fii războinic, dar cum să fii cu tare. Dar aici cad celelalte și calibrarea, dacă vrei, inspecția de guvernament. Domnul este cu el. Acum, cum se caut care e Domnul cu el? Putem noi o verificare simplă să fie prezent la repetiție ca și cântăreți. La grupul de închinare să fie să facă, să-și jertfească Domnul. La mormântări să fie primul. La binecuvântări să fie primul să cânte. Să înfrăcăreze adunarea cu cântarea, cu vocea lui. Inima lui să fie bună când cântă. Nu să fie nervosă venit de acasă așa supărat că nu îi se stă bine cravata. Deci lucruri care mărunte, dar lucrează la frumusețea omului ca Dumnezeu să fie cu el. E mare lucru să fie Dumnezeu cu un cântăreț. Fraților, pe oriunde merge un om al lui Dumnezeu, care are calitățile acestea și Domnul e cu el, toată lumea vede. Nu trebuie oameni de referință. Bă, zice, primește că cântă bine. Nu. Fără să-ți facă nimeni nicio recomandare. Se vede după mers, după vorbire, după purtare, după închinare, după felul în care el trăiește, acasă, la servici, pe drum. Îl vezi și Domnul este cu el. Acum, dacă un cântăreț, timpul trece repede, dacă un cântăreț trebuie să aibă calitățile acestea și să caute pentru împăratul să cânte la împărat. Dar mă întreb, la un păstor, eu am să mai adaug la ceea ce am citit din versetul 18, încă câteva gânduri când e vorba de păstor. Să caut un om să ducă luptele și să fie conducătorul lui Israel. David, versetul 34, capitolul 17, 1 Samuel. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el. Îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de fălci, îl loveam și îl omoram. Observăm aici câteva lucruri. Neînfricat. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. În lume veți avea necazuri. Vom avea probleme. Ca păstor întâlnești așa de multe lucruri. Nu sunt lucrurile din oraș, de pe străzi, ca de o vază pe cap când mergi pe drum. Acolo ești în ploaie, ești în frig. Ăsta-l-alt e ca la hotel 5 star. Tu ești în cojoc aia acolo. Tu miroși a oaie, nu a Rexona. Papucii nu-s făcuți. Îmi spunea odată cineva, domnule, eu sunt păstor, costumul meu trebuie să fie de la 5.000 în sus. Că eu zic, ce vorbești? Păstor? Costum de 5.000? Dar vedeți până unde merge? Biblia spune, mai citesc încă o dată, robul tău păștea oile tatălui său. Proba primă a unui om care să fie promovat ca păstor, ce face acasă? Ce faci acasă? Îți spune tata, du-te cu oile. Mă duc, tata, să rămânele. Dacă vreți un băiat să vă căsătoriți, mergeți puțin așa, trageți cu urechea, când mama îi spune la fată, la prietena care tu iubești. Deci du-te și mută mașina. Mamă, trimite-l pe Ionuț. Dacă auzi de două, trei ori în casă,
caută altă casă. Că așa o să-ți facă și ței. Păi adă-mi costumul. Dar ce, tu nu vezi? Nu știi unde dulap? Întreb, uitați-vă aici, ce s-a întâmplat acasă cu puținile oi? Da, n-avea turmă mare, tata. Dar auzi, sunt în slujba tatei. Când voi fi în slujba împăratului, mă voi purta ca atare și acum când sunt în slujba lui Dumnezeu, mă voi purta ca atare. În slujba tatălui, în slujba împăratului și în slujba lui Dumnezeu. În casă eu trebuie să dau dovadă de păstorie. Dacă nu pot să cuverdisesc casa mea, cum pot să cuverdisesc turma lui Hristos? N-am cum. Proba, practica, am picat. Teoria e una, practica e alta. Dar nu vinea o pesică sau un câine din ăsta, un papi, să sperie oile. Auzi, vine leu și ursul. Aici este o semnificație foarte mare. Mă întreb, ce atlet, unde a făcut practic la fugă? Pe bandă? Pe loc? Deci a făcut 3 km și l-a alergat în besmăt. Pe 2 metri și deci am alergat 3 km, auzi. Deci azi mi-a făcut 2000 de pași, îmi spui de ceasul. Mai oprește, deci odihnește. Dar eu trebuie să mă duc acolo, trebuie să-mi fac asta, deci am făcut deja, acum treci în pauză, ești gata. Este știința care vine nu în ajutorul nostru, să-mi verifici ce îți va lua timpul și totdeauna te va trimite în pauză. În pauză, în break. Ai lucrat destul. M-a sunat odată un om bolnav de cancer, era în ultimele zile. Și-a spus, te rog să vii până la mine să faci o rugăciune. Și am spus, ai păstori, nu ești la mine. Ai păstori, cheamă-i. Zice, am sunat și îmi trimite mesageria. Ascultă, știți ce i-a spus păstorul? Mi s-a împlinit cele 40 de ore de lucru și comitetul nu ne-a aprobat overtime. Săptămâna viitoare. Și ăsta e pe moarte. Și-a și plecat la Domnul a treia zi. A rămas cu un disgust. Cine l-a pus pe la păstor acolo? Dacă ar fi așa la spital, la reanimare, s-ar place când doctorul îți spune, acum plec în vacanță, mai așteaptă o săptămână când mă întorc, plec în Italia. Eu întreb, ce gust ai avea atunci? Când te doare măsaua și dintele și mergi la... Și zice, dă-mi un calmant, dă-mi ceva, domnule, fă-mi ceva. Și o scoli și de urgență vine la cabinet să-ți facă ceva sau te trimite la farmacie să iei un calmant. Dar dacă spune, auzi, sună-mă mâine că acum nu pot. Eu trebuie ce gust ai. Dacă cu carnea oamenii lucrează așa, dar mă întreb cu sufletele oamenilor. David era un alergător bun. Asta înseamnă să nu-ți pese de varice? Să nu-ți pese de oboseala genunchilor? Am întâlnit odată un frate pe vremuri în țară, 30 și ceva, 40 de ani în urmă. Te chema la învon să predici. Și așa ușor punea mâna așa, spunea, bine ai venit la noi. Și mă verifica aici așa. Și zice, ai numai 5 minute, 10 minute. Și am zis, pe unul, pe altul, tot. Dar avea obicei și are un tic nervos, face așa când te întreabă. Și am zis, frate, ce tot pui mâna, ce cauți la genunchi? Să văd dacă sunt bătături de la rugăciune. Dacă nu sunt bătături, stai în bancă. Am nevoie de om aici, care pe genunchi lui, să fie bătături.
Dumnezeu caută oameni de felul ăsta. În Germania aveți nevoie de oameni ca aceștia. În America avem nevoie de oameni ca aceștia. Pe pământ se caută muncitori, lucrători, nu birocrați. N-avem nevoie de păstori de la office. Deci, ok, am salariu, stau 8 ore în birou, dacă cineva are o problemă se vede la mine. Nu ăsta e păstorul. Păstorul merge cu oile, merge pe câmp. Și când vine leul, auzi, să ajunge un leu din viteză. Am văzut leu real, nu în grădina zoologică, am văzut în Africa. Te-a apucat teama când îl vedeai. Dar să mă alerg după el și să iau oarea, asta e și mai și. Ce lărgătură! Când un om este căzut în păcat, nu se poate lăsa de minciună. Minte în business, minte acasă pe nevastă, minte la adunare. Bă, de ce ai venit? Uite, m-am întrezat că a fost trafic, dar nu a fost niciun trafic. Cum poți să-i smulg din ghearele diavolului, a minciunii, pe omul acesta care este pradă? Alerg, prind, îi rup fălcele și îl scot pe omul acela. Și spui, vei fi cu mine, te ajut. Postim amândoi, cântăm amândoi, ne rugăm amândoi, vreau să nu mai minți că vine răpirea. Și jos vor rămâne toți cei mincinoși afară. Tu trebuie să salvezi din ghearele leului prada care el a luat-o. Căci merul, oaia, îi a lui tata. Îi a lui tata. Când e vorba că e a ta, cei mai mulți acum ai business. Vedeți, merge cu elicopterul să vadă turma. Are câteva cisterne care le adună oile și le îmbulge pe câmp, gard electric, și el stă undeva în Vegas sau undeva și se uită pe celular să vadă dacă cineva e în curte, cine sună la sonerie, da? E modern, modern. Ei, în păstorie nu e așa. Nu e așa. Citesc încă o dată. Când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam din fălci, îl loveam și îl omoram. Ăsta sunt împărate. Ăsta sunt. Dar ia-ți hainele mele măcar. Nici hainele tale nu le vreau. Tu ești mai înalt ca mine. Mă duc cu hainele mele, las merindea la frații mei și mă duc la luptă. Tot Israelul, toată armata lui Israel se vadă. Unii sunt păstorii aceștia care se iasă în fața tabere să lupte pentru turma lui Hristos. Luptăm pentru drepturile noastre, luptăm pentru să ne meargă nouă bine, dar turma... Erau, pe vremuri când eram la Timișoara, era unul cu un albatros, voi nu știți albatros, era un radio așa, ca și cutia de papuci. Ok? Scoteai antena ca să prinzi și el asculta muzică populară și ținea oile pe arătură. O întrebat un om, bă, dar de ce stai cu asta? El asculta muzică populară, era păstorul. Dar ce faci aici? De ce sunt oile colectivului? Nu-mi pas. Păi dacă sunt oile colectivului, se le ții pe arătură și tu asculți muzică populară la albatros? Ei, așa se întâmplă acum. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc. Mă doare, mă apropie de sfârșit de călătorie. Întâlnesc așa de mult necaz și greutate. Atâtea oi behăie, despărțiri de mei și oi. Păi vine Paștele, trebuie să-l desparți. Nu, la Dumnezeu nu este asta.
Dumnezeu are vremea tunsului lui. Și are vremea când mielul va fi adus ca jertfă, dar nu mielul ăsta, sapi, berbecuți, ăla îi aducem ca jertfă, dar mei ăștia alți se vor înmulți turma, se duc înainte, la un an, doi, va fi oaie. Ce vorbesc eu, poate că în germană nu-i. Dar voi o să țineți minte, nu este o slujbă de ofis. Poți să te răzgândești în seara asta. Îți spun sincer, Dumnezeu va răsplăti pe robi, pe robi, nu pe șefi. Să nu pune cineva în minte, ai ce bine de păstori, se plimbă prin Europa, își fac plinul, el e păstor în România și de două luni prin Europa. Eu întreb, cine cu oile acolo? Câine? De la stână? Păzesc? Ce se întâmplă acolo? Eu n-am putut 30 de ani să plec. Pe cam o dată în an, în vacanță, și lăsam 2-3 frați să aibă grijă. Și spuneam la alți păstori din orar, dacă cumva strig eu după ajutor, ajutați-ne, veniți și ajutați-ne. Nu e o glumă, nu e un serviciu birocrat, nu e ofis, e colibă. Bate vântul, intră frigul, gângânele de pe câmp și ceea ce intră sub în lina oii, tu trebuie să ai grijă. Oile se îmbolnăvesc de o boală, este o insectă micuță care intră în urechi și depun ouăle. Și noi spunem nebună, a început oile să nebunească, dau cu capul de pereți să scape, se produc niște vermișori în cap, la creier, oaia moare lovindu-se singur. David spunea în psalm, în psalmul 23, mi-a uns capul cu un de lemn. Oile, stânile acum, noi avem un proces chimic care, în America, care toate oile trec pentru un bazin, capul, și mai sunt păstori care le bagă și cu capul. În Middle East, este un amestec de arome cu ulei și David știa ca păstor și Dumnezeu a spus să mungi capul ca să nu intre musca aia. E singurul lucru care poate apăra este ungerea, uleiul de sus, atât. Altfel căpiem, dăm cu capul unul altul, ne lovim în adunare, în cor, în comitet, în toate. Fraților, Dumnezeu este drept. Nu știu ce plan ți-ai făcut. Pentru prima dată te-am văzut acum câteva zile. Este pentru a doua oară când te văd. Mă uit la sora, e foarte gânditoare. N-am avut timp să o întreb că cel mai bun vot pentru un lucrător e soția. Să zicem, poate bărbatul tău să slujească, îi dai votul? Am într-o dată bată pe o soră, da, toți păstori au întrebat, biserica au trecut votul și o întreb pe sora, auzi, tu îi dai votul la soțul ca să fie? Și a început să plâng. Zice, voi ați făcut-o fără mine. Biserica a votat, comitetul a votat, și soția a spus, el e un tiran acasă. Când am auzit vorba asta, a spus, fraților, ce să facem? O chemat un ofis, soră, care e problema? Și când e un șiruat, zice, poți să dai listă, să dai, ai proof, da, am proof. L-a chemat pe el. E drept ce scrie pe hârtie asta. El s-a uitat, ați vorbit cu soția, da, e drept ce scrie. Și el a spus, da, am o rugăminte la voi, mai dați-mă o vreme să mă pocăiesc.
Unde sunt oamenii ăia? Că pentru noi îndreptarea este Biblia, legea lui Dumnezeu, pocăința. Noi trebuie să dăm dovadă de credincioșie și pocăință. Când soția îți dă votul, ai trecut cu bine. Asta înseamnă că vei avea un ajutor întotdeauna. De 45 de ani trăiesc cu nevasta mea, cu soția, care o iubesc. Și de 35 de ani mă ajută în păstorie. De atâtea ori am auzit-o rugându-se înainte de a se culca. Mă culcam plângând, dar aveam bucuria că cineva se roagă pentru mine. Nu era nimic în adunare. Am prieteni, iubiți, frați scumpi, care mi-au promis că se roagă, dar cu cea mai mare încredere o am pe asta de lângă mine. Și l-am pe Domnul care nu m-a părăsit. Când Domnul te părăsește, poți să pleci, stai jos, nu mai văd nimic. Nu mai are rost. Repet, avem de luptat cu leu și cu ursul. Îs două animale foarte feroce. Dacă strage o labă și o gheară, ursul, nu spun că o mai pomenești, că nu scapi. Nu scapi cu viață. Fratele Ianuș de la Putna, o mers cu copiii să taie niște lemne de foc și au venit ursul. Caii l-au simțit, au dehămat caii ca să fie liberi, să poată fugi. Și îi spune la un copil, urcă-te în brad. Nu și-o dat seama că ursul urcă mai bine în pom ca și un copil. Ce să faci? Și l-a lovit cu țapina, ăla care întoarce butuci, o avea în faiton. El venea spre el, spre deal, spre munte, și ăsta răsut l-a lovit. Și l-a mai lovit odată și a pierdut conștiința. Și n-avea voie să omori un urs. Și au venit doctorii și au verificat, ursul era turbat, era crazy. Deci era sick, bolnav. Și în felul ăsta a scăpat. Dar, vedeți, frați și sorori, o întâmplare. Era pastorul bisericii din Putna. Dar asta este fizic. Dumnezeu când vorbește aici, vorbește altceva. Băiatul acesta, omul acesta, un viitor împărat al lui Israel. Și acum, în încheiere, vreau să vă spun, nu suntem la ordinare de împărați. Nu suntem la ordinare de împărați. Asta se ocupă british și cu francezii la Costa de Azur și alții din Spania. Noi suntem să facem un contract de lucru la un bărbat din mijlocul vostru care să vă fie rob. Am să vă spun un secret. Fac spălarea, dar nu o fac obligat. Picioarelor, la cine? Acolo spune că Iisus a văzut că gândul lor era unul care să fie cel mai mare. Și a spus, cel care, care vrea să fie cel mai mare, să fie sluga tuturor. În mintea mea, eu spun cum trăiesc eu, când se ivește un gând, bă, e predicat bine acum. Da? Ei, când vine cina, îl iau pe cel mai jigos frate. Unul, așa cum e el, cu picioarele bolnave, un amărât, nu chiș jigos, el care e cravată roșie, stă bine. Dar vorbesc de un om singuratic, sângele ăștia, miroase, nespălat,
Și a venit și se spun, zic, frate, vreau să fac spălarea cu tine, că toți face spălarea. Zici, hai, frate, eu îl facem spălarea amândoi. Dar de ce nu le iei pe ăsta la alt? Dar nu știu cum se spală el. Mă uit la papuci, zic, ca murdar, eu știu sosetele cum sunt. Și atunci iau pe cel mai jigos. Și auzi, începe să-mi spune, frate, mă, dar de ce mă iei pe mine? Auzi, astăzi te iau pe tine. Și începe să plângă, frate, tu știi că eu sunt murdar, miros. Da, știu. Dar azi vreau să te spăl pe tine. Și când îi bag piciorul, nu, ai mai predicat bine. Și auzi, niciun duh nu rezistă în fața acțiunii care se face. Aici cade mândria, se duce. Acolo nu mai este parfum și ID, că eu sunt păstor, sunt doctor. Nu mai este asta. Și omul plânge și plâng și eu. Ne cuprinde și eu urez un drum bun cu Iisus. Și îl ține minte toată viața. Am auzit unul care îi povestea la altul, zice, bă, deci m-a spălat pe picioare. Pe tine, o spus ăla. Da, nu știu ce-a fost în capul lui. Dar eu știu ce-a fost în capul meu. Luptam cu un duh de mândrie. Și nu puteam să-l biruiesc decât numai așa. Se fac spălarea picioarelor. Nu să alegi. Învață asta. Apoi, când te va căuta cineva la genunchi, zice, băi, tare e genunchi ăsta, are bătătură, e bun ăsta, ăsta e bun. E bun. Dacă e finuț așa și elegant, nu, lasă-l. Nu vă puneți nădejdea în ea. Pentru că păstorul cel mare, care e peste păstori, a suferit crucea, a suferit tocara, și noi trebuie să fim ca el. Dacă n-ai învățat să fii ca el, dă-te la o parte. Redunț. Dacă vrei să fii ca el, atunci du-te înainte. Că Dumnezeu era cu el. Și acum revin de la cântăreț la păstor și Dumnezeu va fi cu tine. Câte vreme vei umbla smerit, credincios, pocăit, vei purta războaiele lui Dumnezeu, te vei lupta cu leul și cu ursul, vei salva oaia, Dumnezeu te va binecuvânta. Îmi spunea odată un frate, pune o vorbă pentru mine ca să iau biserica aia. Dar de ce vrei? Acolo se plătește cel mai bine. Și am spus, ai greșit. Eu nu sunt cu bani. Pentru că ai spus asta, niciodată nu. Îți spun să nu te ia nimeni, să nu treci pe acolo. Și el, frate, eu am crezut că tu ești pe aia pocăit. Îți foarte pocăit. Dar nu sunt cu bani. Nu vreau să treci pe acolo. Mori dacă ai trecut acolo. Tu trebuie să slujești Domnului cu credincioșie. Cu gândul la ca Moise altădată, la răspătire. Sufăr o cara Egiptului, trăiesc, renunț la ea, ca să apuc pe Hristos. Dumnezeu să te binecuvinteze. Soră dragă, nu va fi ușor. Nu o să te mai poți tunde ca înainte. Ține minte ce spun. Nu o să mai poți ochelare cu verde sau nu știu ce aici. Toți se vor uita ce culoare al sucării. Fata, soția păstorului, papucii ăia de 500, asta e așa, toți. De azi înainte e altceva. Să aveți mare grijă. Noi trebuie să ne fim exempli pentru turmă. Pentru că peste noi este Hristos Domnul. Am vorbit într-un limbaj popular românesc ca să mă înțelegeți bine. Dacă nici acum n-ați înțeles,
e treaba lui Dumnezeu mai departe. Și când El ne învață, nu picăm examenele. Ne lovim, ne doare, ne văităm și strigăm la El și El ne învață cum să ne reabilităm, să pășim pe calea cea bună. El vine cu răspătirile, Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta, să-L ajutați pe acest om în rugăciune. Și dacă veți vedea că sunt probleme, sunați pe fratele Ibrie. Să vină și să spună, tu l-ai pus, tu dă-l jos. Spunea odată, acum am făcut o glumă, că în Irlanda, un frate a pus un păstor din România, a pus un păstor acolo. Și o sunat frate după câtva timp, mă vine că îi bai. Și o mers acolo și frate și-o întreba, frate, dar de ce ai venit dar în Irlanda? Deci o trebuie să vin, că are un frate rău de înălțime și nu se poate da jos și trebuie să-l ajut să se dea jos, care rău de înălțime. Dar vedeți, se întâmplă și din astea. Dumnezeu să vă ferească de asta și Dumnezeu să vă binecuvinteze, a Lui să fie slava acum și în veci. Amin.